Echipa taților versus echipa fiilor sau echipa copiilor, cum vreți să le ziceți. Salutări și bine v-am găsit la un nou experiment de pe canal. Am pus din nou două echipe foarte interesante față în față la acest experiment. Dacă mai vreți clipuri de genul, like, hai să strângem 2000 de like-uri dacă vă place. Dacă nu, dați dislike, nu știu. Glumesc. Dacă chiar nu vă place, puteți să dați dislike. Hai să vă prezint echipele, băieți, taților și echipa fiilor. Fotbaliști, desigur că n-avem altfel cum. Începem cu Clivert, familia Clivert, îl avem aici pe Justin Clivert, care arată destul de interesant, 75 rating, dacă nu mă înșel, joacă pe poziția de left wing la Leipzig acum, cred că la Leipzig joacă, a fost și pe la AS Roma. Și îl avem aici pe Clivert, originalul Patrick Clivert. Fiu sincer, nu știu pe la ce echipe a trecut în carieră. E olandez, bănesc că a trecut pe la Ajax, habar n-am. Hai să ne uităm acum să vedem pe la ce echipe a trecut Clivert, băieți. Ia uite, a trecut pe la Ajax, pe la AC Milan, Barcelona, Valencia, PSV. Cam greu să-l ajungă ăsta micu. Mergem mai departe. La familia Hagi, frate. Avem pe Yanis Hagi și pe Gheorghe Hagi în aceste momente. Este o diferență foarte mare între statisticile acestora. Amândoi joacă cam pe aceeași poziție de mijlocaș ofensiv, băieți. Am uitat să vă spun că experimentul e la Volta. După cum puteți vedea, sunt diferențe destul de mare între cei doi, până și piciorul de bază este diferit. Hagi senior este stângaci, Hagi junior este dreptaș, după cum se poate vedea. Unul a jucat la Barcelona, Real Madrid. Yanis Hagi deocamdată nu a avut cine știe ce echipe în carieră, însă se joacă bine la Rangers, n-ai ce să zici. L-avem pe Larsson, băieți, la Larsson junior și Larsson senior. Deci nu știu care e celălalt nume. Deci unul e Henrik Larsson, suedezul, adică amândoi sunt suedezi. Henrik Larsson este tatăl, cel din dreapta, iar pe fiu îl cheamă Jordan, Jordan Larsson. Diferențe destul de mari între cei doi. Tatăl a jucat atacant, a avut echipe destul de mișto în carieră. Nu știu dacă mișto e cuvântul potrivit. Jordan, unde joacă Jordan? Parcă la Spartak Moscova? Parcă la Spartak Moscova. Are valoare de 15 milioane de euro, bă! Îl avem pe Maldini junior și pe Maldini senior, băieți. Diferență enormă, adică amândoi sunt fundai și amândoi au jucat la AC Milan. Adică unul joacă în continuare, celălalt s-a retras de mult. E diferență enormă între statisticile celor doi, după cum se poate vedea. Însă are timp să dovedească și ăsta micu de ce e capabil. Are doar 19 ani, are tot viitorul în față și îl cheamă Daniel, băieți. Și avem Peter și Kasper și Michael, după cum se poate vedea. Kasper și Michael cel din stânga, Peter și Michael cel din dreapta, tatăl e cel din dreapta, desigur, n-aveți cum să nu știți. Portar danez, i-a călcat destul de bine pe urme Kasper și Michael, adică a câștigat titlul cu Leicester, a făcut surpriza enormă. Să știți că e cam cel mai aproape de performanțele tatălui. Cam acestea sunt echipele. Hai să dăm un meci să vedem care se descurcă mai bine, adică avantajul au tații, da? Nu se știe niciodată. Hai să vedem care echipă câștigă, băieți. Jucăm la Volta 5 versus 5. Ok, meciul va începe imediat. O să dăm controlul și tastatura pe mijloc. Se joacă la Roma, băieți. Interesant, uitați-vă ce mișto arată aici terenul ăsta cu clădirile astea mișto în Roma. Foarte, foarte interesant acest stadion, dacă putem spune. Lumea se uită aici, oamenii n-au treabă, ăla acolo junglează în stânga de tot. N-are treabă, se antrenează și el pentru meciul care urmează. Ok, îl avem pe Larsson. Mamă, și ce îmi place că iese pur și simplu praf așa din teren. Cât de mișto arată. Arată foarte mișto, Clivert șutează acolo. Însă l-avem pe Peter, pe Kasper și Michael. Se joacă tare, băieți, se joacă tare. Hagi. Pasă bună către Clivert. Poate marca Peter și Michael. Ce intervenție. De ce zic Peter că îl cheamă Kasper? Ce intervenție acolo, scoate mingea comună, însă aici nu mai are ce să facă. Larsson marchează, celebrare forță, uitați-vă ce celebrare. Dar se pare că n-avem aici loc de sentimentalisme, tații văd că vor să le dea o lecție celor tineri, ca mare. Însă Hagi șutează acolo. Hagi... Mamă, ce pasă interesantă. Larsson pasă înapoi, Clivert, Patrick Clivert. Trece acolo, ce pasă bună, Maldini urcă în atac, băieți, însă nu finalizează cum trebuie. Știți cu toții că zeu pe recuperări, recuperează acolo și marchează 2-0 pentru echipa taților. Uite și pe ăla ce aplaudă, ce aplauda Vărum, e singur acolo, e lupul singuratic, se uită singur din partea aia.
Da, și avem 2-0 pentru echipa Taților, băieți, cum am zis, nu se lasă Tați aici, puteau să se lase, să joace puțin mai încet așa, să... Lăsați-mă, frate, să dea și ei un gol, că sunt mici, mai au multe de învățat. Ok, văd că iau la mișto puțin, pasează numai la mișto, însă Maldini recuperează fantastic acolo. Gheorghe Hagi, Gheorghe Hagi poate face 3-0 până acum și Michael este omul meciului, chiar dacă a luat două goluri, se pare că apără incredibil până acum. Ianis Hagi, hai să vedem dacă trece fantastic și trebuie să fie gol. Nu e gol, ce prost șutează Ianis Hagi acolo. Mai departe l-avem pe Gheorghe Hagi. Gheorghe Hagi șutează și Michael scoate mingea. Mamă, ce se întâmplă acolo, ce se întâmplă acolo. E efectiv nebunie în acest meci. Hai să vedem ce fac copilașii, frumușeii. Haide Kluivert, te duci acolo în centru, brate. Mamă, s-a terminat. S-a terminat, ce gol avem aici, uitați-vă, braziliană și fix peste tatăl s-a făcut această braziliană, Justin îl luminește pe Patrick Kluivert, mamă, s-a terminat bă cu golul ăsta, incredibil, ce gol fantastic, spectacol, pe bandă rulantă, mingea este deviată acolo, șutul lui Maldini se duce în corner, centrare, bara, bere, Hagi aici. Hai să vedem, mai sunt 14 secunde, 2-1 pentru echipa Taților. Oare copiii vor reuși să învingă aici? O să vedem. Sunt mai tineri, nu-i dor oasele, au tinerețea, băieții sunt în floarea vârstei, dacă putem spune așa. Hai să vedem ce se întâmplă în repriza a doua, chiar sunt curios. O repriză foarte spectaculoasă, nu am pur și simplu viteza necesară să comentez. Hagi pasă bună către Larsson. Oh, ce șut slab, ce șut slab. Kluivert, pasul călcăiul, șut acolo. Mamă, ce s-a întâmplat? Mingea a fost deviată, posibil să fie avut un autogol. Nu știu sigur dacă a fost autogol la această fază, dar a fost foarte, foarte ciudat, foarte, foarte ciudat. Nu, Justin Kluivert reușește dubla, nu știu de ce bat în continuare din palme, probabil pentru a menține pace-ul de comentat. Hai să vedem ce se întâmplă, 2-2 între echipa Taților și echipa Fiilor. Spectacol total. Gheorghe Hagi trebuie să marcheze, șutează acolo. Ce intervenție fabuloasă din partea lui Kasper și Michael. Ianis Hagi, și-a rupt piciorul, a cam durut. L-avem pe Maldini, greșește și Ianis Hagi poate profita de această greșeală. Șutează însă încă o dată, este pus la pământ. Și l-avem pe Patrick Kluivert, șutează, dar nu marchează. Tactic. Ok, l-avem pe Larsson. Două pasă la portar, efectiv. Pasează mai departe către Ianis Hagi. Jordan Larsson încearcă acolo o ruletă. Se duce, la trage în capcană pe Maldini. Însă Maldini nu vine. Tactică impenetrabilă din partea Taților. Însă Kluivert deocamdată este omul meciului. Cred că el este omul meciului. Nu cred că mai e și Michael. Haide să vedem, ba da mă, ești Michael, bă, ești Michael Kluivert, nu știu cine e omul meciului, însă amândoi joacă fantastic și avem penalti, n-avem penalti, ok, a fost fault în atac. Kluivert, avem aici un contraatac din partea Taților, probabil vor juca la siguranță, hai că la siguranță au jucat așa dacă e. Echipele vor da ce au mai bun, Kluivert poate marca hat-trick-ul, însă Michael scoate acolo, gol. Mamă, cum era să dea Ianis Hagi golul ăla, cum era să dea... Ianis Hagi încearcă încă o dată foarfeca. Da, meciul se duce în prelungiri. Sincer, aș vrea să văd penaltiuri. Cred că dau penaltiuri. Nu știu, vreau să văd neapărat penaltiuri. Mie că dacă dau clasic, câștigă cineva, să dau penaltiuri. Vreau să văd penaltiuri între Tați și copii. Kluivert Junior, care dă pe lângă poartă. Ianis Hagi. Nu e Ianis, e Gheorghe. Bă, dar mă încurcă efectiv la comentariu. A fost Gheorghe Hagi acolo. Larsson Junior șutează peste. Mamă, cât de prost execută jucătorii. Larsson Senior. Mamă, așteptam și eu să execute mai bine, frate. Acum avem pe Ianis Hagi. Aoleu. Ce se întâmplă că nimeni nu execută bine? Patrick Kluivert. Dacă va marca echipa Taților, va câștiga. Aoleu. Ratează. Și scoate acolo, impecabil, mingea se ducea în vincul. Ca Paolo Maldini, capitan adevărat. Hai să vedem dacă marchează. Șutează peste poartă.
Acum execută portarii. Mama, mama mia. Mama mia, Marcelo. Și încă o dată pe lângă poartă. Bă, dă-mă cineva gol. Cliver Junior pe lângă poartă. O să execute până mâine dimineață băieții ăștia. Gheorghe Hagi peste poartă. Larson Junior peste poartă. Bă, deci nu marchează nimeni, ești nebun? Efectiv, nu vrea nimeni să marcheze. De ce șutează așa pe un jucător? Explicați-mi și mie, vă rog. Bă, dar dați-mă o dată gol aici, trebuie să dai un gol. Pe bune, trebuie să intru eu să dau gol. Wow. Da, am înțeles. Bine rău dacă vrei, bine rău dacă vrei. Bine, frumos. Niște șuturi extraordinare, avem 20 de șuturi până acum, cred, niciun gol. Doamne, ce se întâmplă, băieți, ce se întâmplă? Din nou execută portarii, nimeni nu vrea să marcheze. Era acolo aproape să marcheze Kasper și Michael. L-avem aici pe Peter, tatăl său. Amândoi sunt blonzi. Doar că ăsta e mai bun și dă gol. No. Nope. Trebuie să marcheze cineva. Cineva va marca, băieți? Încă o dată mingea în bară. Nu se poate așa ceva. Eu cred că Gheorghe Hagi sau Yannis Hagi va marca golul decisiv. Dați gol odată că m-am plictisit. Nu cred că trebuia să dau penaltiuri, băieți. Haide, Larson, dă-i tu golul, are. Scoate cu picioarele, băi, lasă-mă, mă, că a scos-o cu piciorul. Haide, Yannis. Pă bune. Poate dacă lasă animația asta, poate reușește să marcheze. Ia. Eu cred că se bate până mâine dimineață, nu știm cine va câștiga. Cred că dacă lasă asta o oră, așa, cred că nu va marca nimeni, efectiv. Din nou bat portarii, a treia oară când bat portarii. Ratează și Michael Junior. Bate acum seniorul. Mă așteptam la senior să aibă experiență la penaltiuri, însă din nou nu se întâmplă acest lucru. A patra serie de penaltiuri. Mingea se duce peste poartă. Ce se întâmplă? Că nu înțeleg ce se întâmplă. Gata, mă, v-am zis că Hagi marchează golul decisiv și până la urmă a marcat Gheorghe Hagi penaltul decisiv. Dramatism total, băieți, aici la final. Și câștigă echipa taților. Gheorghe Hagi o duce spre victorie. Și cam aici se termină clipul. Foarte, foarte interesant. La comentariu a fost destul de greu pentru că au același nume, dar sper că v-a plăcut acest clip. Dacă mai aveți clipuri de genul, nu uitați să apăsați butonul de like. Nu uitați să vă abonați, deoarece mă ajută foarte mult. Eu am fost Gianni, v-am pupat.